Am revenit în emisiune și o să încep partea a doua din nou cu un citat, continuare la primul, sigur, tot de Osho. Căutarea există numai atunci când dormi. Lipsa conștiinței, deci nu suntem treji ca stare. Lipsa conștiinței creează căutarea. Când nu există nimic de căutat, când toate obiectivele au dispărut, în acel pustiu începe transformarea. Dintr-o dată începi să te uiți la tine. Acum nu mai e nimic de căutat și apare o nouă dorință să-l cunoști pe căutător. Dintr-o dată devii conștient că acum există un singur lucru de știut. Cine este acest căutător din mine? Ce este această energie care vrea să caute? Cine sunt eu? Atunci se produce o transformare. Toate valorile se schimbă brusc. Începi să te îndrepți spre interior. Cunoașterea de sine este posibilă numai în profundă singurătate. Cu cât pătrunzi mai adânc, cu atât știi mai puțin cine ești. Așa că, de fapt, atunci când te îndrepți spre autocunoaștere, spre cunoașterea de sine, trebuie mai întâi să te lepezi de toate ideile despre sine. Misticii creștini numesc asta noaptea neagră a sufletului. Trebuie trecută și după ce ai trecut-o, vezi zorile. Soarele răsare și ajungi să te cunoști pentru prima dată. Prima rază de soare și totul s-a împlinit. Primul ciripit de păsărele în aerul pur al dimineții și totul s-a realizat. Frumos citatul. Uh-huh. Da, mă gândeam acum că ai spus acolo că toată trezirea aceasta a conștiinței poate avea loc în starea de singurătate, de solitudine, da, putea da, zice. Eu am mai fost invitată la tine la emisiune și am primit feedback-uri și pozitive și mai puțin pozitive, dintre care a fost și ideea că nu prea înțeleg ce spui. Ok, am zis că vorbeai despre singurătate? Nu, despre ideea asta de sine, de suflet, de căutare a stării de prezență. Nu prea am înțeles oamenii despre ce este vorba. Poate că n-am știut noi să explicăm, dar eu zic, într-adevăr, foarte mulți dintre noi sunt prinși așa în viața de zi cu zi și nu au timp, nu au interesul, cred, nu au curiozitatea, că și asta, curiozitatea, eu zic că dacă fără curiozitate, am mai spus, suntem deja jumătate morți, adică dacă nu ești curios să afli ceva, înseamnă că nu mai trăiești degeaba, cum s-ar spune, așa, nu au curiozitatea să afle cine sunt ei cu adevărat și noi de multe ori luăm ca modele ceea ce ne spun oamenii care au citit, care au văzut, care au studiat, care au făcut nu știu ce studii, facultate sau nu știu ce doctorat și care și dacă se poate de la biserică. Deci ce spune părintele? Ce spune? Eu n-am nimic împotrivă, cred că oricum spune părintele lucruri bune, n-am zis Doamne ferește că spune altceva. Dar de ce să luăm noi de-a gata totul? Haideți să începem să fim și curioși, da? Adică fiecare în bucățica lui de timp, deci n-am timp, ei, n-ai timp, ai timp, că ai timp să te uiți la telenovele, la seriale, la nu știu ce, asta e clar, așa. Deci în bucățica lui de singurătate, de timp, de interiorizare, poate să caute o carte, poate să caute o informație pe internet, acum este plin internetul, pe YouTube, o groază. Deci am putea noi să facem, cred că, așa listă, numai acum să spunem ce să vadă oamenii. Și poate fiecare să-și să vadă unde se regăsește, pentru că nici eu, nici tu, nici oricine cu care stăm noi de vorbă, să spunem în seara asta, nu se regăsește în exact aceeași idee, la același om care o spune sau eu știu ce, da? Suntem undeva pe aproape. Deci, de fapt, noi suntem indivizi, cum am spus mai devreme, fiecare cu sufletul, cu conștiința sa, cu povestea lui de viață, pentru că noi avem fiecare o altă poveste de viață, da? Altceva avem de trăit, altceva avem de experimentat, deși mergem pe niște tipare, da? Pentru că toți ne naștem, ne botezăm, mergem la, ne căsătorim, mă rog, adică sunt niște tipare, noi respectăm niște tipare, însă fiecare are povestea lui de viață. Atunci, toată treaba este numai atâta să faci, să-ți iei timpul tău, să-ți cauți calea ta, pentru că eu am mai zis și altă dată, nu este o cale singură, adică ce spunem noi acum este literă de lege sau ce spune altcineva sau ce spune Părintele Duminică la biserică, literă de lege. Fii tu curios singur și caută tu pentru tine. Află care este de fapt rolul tău. Îndirorizează-te și gândește-te cine sunt eu de fapt. Sunt bucățica asta de carne, am mai zis și altă dată. Sunt acesta care deja mă uit în fotografiile de acum 30 de ani, nu mă mai recunosc, nu mai arăt la fel, da?
sau sunt, de fapt, bucățica aceea de suflet, esența, da, de la Dumnezeu, și căutarea aceasta a celei de-a patra stări de conștiință, asta, de fapt, nu numai căutarea, dar o mai și găsim. Asta e frumos, că o găsim, și când o găsim suntem atât de fericiți, credeți-mă. Fericirea nu ca stare conceptuală, adică ce este fericirea, și facem acum o definiție ca în dicționar, ci pur și simplu de trăire. Deci, referitor la trezirea conștiinței și trăirea acestei stări de fericire, deci nu contează, chiar dacă o trăiești 5 secunde, sigur, 10 secunde, 20 secunde, fracțiune, nanosecundă. Nu contează, să o atingi și să fie din ce în ce mai des acest lucru, să realizezi. Bravo, ai zis foarte bine, exact. Adică noi cu cât ești mai atent, cu atât faci mai des lucrul ăsta. Da, pentru că faci odată treaba asta și după aia zici, a fost fain, dar când o să mai ating? Și ideea este să o faci mai des, chiar dacă nu o să putem face pe o dimensiune mai lungă de timp. Adică ideea aceasta de eliminarea gândurilor dintre două, de spațiu dintre două gânduri, să zicem, da? De eliminarea altor gânduri, de a face lipsă, da? Pauză între două gânduri, acolo putem căuta conștientizarea, da? Dar dacă eu astăzi pot să fac, dar pot să fac numai pe o bucățică mică, numai atât, un pic, cum ai zis, da? O secundă, două, trei, patru secunde, dar poate mâine mai mult sau poimâine mai mult. Ideea este să o repetăm din ce în ce mai des. Adică consecvența face, de fapt, drumul spre succes. Repetându-o din ce în ce mai des, se lungesc și momentele de prezență. Corect. Și știi, ai observat în momentul când ai atins această stare, ce ai simțit și ești atent acolo unde ai simțit. Deci îți duci atenția acolo și din nou poți să te conectezi mai ușor la această stare. Dar vorbeai de poveste. Povestea noastră. De fapt, ce este? Noi trebuie să ieșim din această poveste să ne trezim. Povestea noastră sunt amintirile noastre. Exact. Ce sunt amintirile noastre? Este trecutul nostru. Și ne ajută cu ceva povestea? Da. Poate să fie povestea din trecut, dar poate să fie și povestea conjuncturii în care trăim acum, da? Unii, am zis că, am mai spus eu că atunci când facem referire la ceva ce e o situație de viață pe care noi o trăim, care nu este, bineînțeles, conform unui tipar, este asemănătoare, dar nu este aceeași pentru fiecare. Fiecare o trăiește conform a ceea ce el are deja implementat ca informație, convingere, educație, cultură, eu știu ce, religie, efectiv, fiecare are experiența lui de viață în momentul acesta. În momentul acesta, în loc să mă văd prins așa într-o capcană din care să nu mai pot ieși, da? Pur și simplu mă gândesc cine sunt eu de fapt. Sunt persoana asta care, eu știu, de aici își vine și frica de moarte, pentru că oamenii cred că odată cu moartea, corpul dispare, acesta fizic și corpul. totul dispare și că nu știu ce. Nu, noi nu suntem o esență. S-au făcut studii și, într-adevăr, știi că sufletul are și el o energie, adică are și o greutate. Are și o greutate, dar are o energie a lui care rămâne. 21 de grame, se spune. Exact. Că dacă ne uităm la o persoană care tocmai a decedat, aceea este doar trupul, mai este și spiritul. Spiritul este deja plecat în lumina lui Dumnezeu. Dar vorbeam de maestria, de a fi și de a deveni. Dar în momentul de față, când nivelul conștiinței a scăzut, este nevoie să restabilim echilibru, acest echilibru care s-a rupt, și trebuie să căutăm să devenim cât mai prezenți cu toții și cât mai mulți, pentru că ego-ul nu se dizolvă de la sine. Și atunci trebuie să lucrăm cu el până apare această atenție și această lumină a conștiinței. Deci ego-ul a fost și a avut rostul lui. Am învățat cu ajutorul lui, am putut să luptăm împotriva anumitor pericole și acum este o perioadă de tranziție, o perioadă în care noi trebuie să ne transformăm. Și face tot Ecartore, face o comparație între omidă și fluture. Deci cum omida a fost tare ei și a mâncat frunze. Frunzele s-au terminat și acum a venit momentul să se... Deci și noi trecem prin această stare și trebuie să ne schimbăm această stare de conștiință pe care am avut-o până acum. Așa este.
Aici vreau să mai spun încă ceva, apropo de stările astea pe care noi le trăim. De fapt, noi conștientizăm anumite lucruri, dar eu cred că ego-ul acesta despre care spuneai mai devreme, el ne face, de fapt, să uităm de sufletul nostru. Și eu cred că reîntoarcerea la ideea de suflet, de suflet ca întreg, de ce? Pentru că noi de multe ori ne pierdem sufletul. Așa spun șamanii, că pierdem părți din suflet. Da, mai mult spun că, eu tot am citit și am găsit mai multe locuri. Le pierdem părți din suflet, clar, adică eu chiar am studiat treaba asta atunci când chiar spunem, pentru că noi ceea ce verbalizăm chiar transformăm în materie. Și atunci eu zic că vai de mine, mi-am dat sufletul pentru cu tare lucru sau nu știu ce, dar am pus atâta suflet ca să realizez anumite lucruri și într-adevăr bucăți din sufletul nostru se duc. Plus că ego-ul iarăși ne mănâncă din puterea aceasta a sufletului, stresul, grijile, problemele de zi cu zi, și atunci sufletul nostru devine cumva mai dezechilibrat, în sensul că el se împrăștie, nu mai este ca o unitate, da? Și se vindecă, se fac vindecări ale sufletului, dar tot așa, prin post și rugăciune, sau poate să fie prin, este și o variantă și prin hipnoză, reiki, mă rog, sunt mai multe variante prin care se reface sufletul. Ideea este că noi, dacă cu cât suntem mai distorsionați, mai împrăștiați în niște situații, cu atât nu ne mai putem regăsi. Asta vreau să zic. Dar dacă ne adunăm, conștientizăm și retrăim starea aceasta a patra, atunci ne putem cumva echilibra. Da. Trebuie să găsim o soluție de a ne echilibra, pentru că se vede clar că dacă nu suntem mulțumiți de noi, nu suntem mulțumiți de situația în care trăim, nu suntem mulțumiți de, eu știu, anturaj, de ceva, atunci ceva este un dezechilibru și atunci trebuie căutat o altă soluție și de obicei trebuie căutat o soluție mai radicală, așa un pic. Dar noi vorbim de multe ori despre iubire, dar iubirea poate fi de mai multe feluri. Sigur. Deci, dar poate avea și conotații negative iubirea. Deci când este iubirea egoistă sau iubirea insistentă. Sau noi zicem că iubirea e egoistă, dar nu e. Da. Sau putem iubire, să spunem iubire romantică, dar nu durează nici asta. Nu durează. Deci, noi ca oameni venim aici și în căutările noastre căutăm și cealaltă jumătate, cred să spune, să caut cealaltă jumătate. Acum s-au inventat tot felul de concepte de suflet pereche, suflet geamăn, suflet nu știu ce. Da, de fapt noi venim întregi, noi nu trebuie să căutăm pe cineva, adică căutăm într-adevăr cu cineva cu care să ne însoțim de-a lungul vieții, însă nu putem pune neapărat ideea asta ca, cum să zic, 100% adevărată, pentru că vedeți că în ziua de astăzi este perioada asta de îndrăgostire, căsătorie și după aceea, după câțiva ani, îți dai seama că de fapt stai puțin că persoana asta cu care m-am însoțit nu mă mai mulțumește, nu mă mai întregește, de unde la început era jumătatea, era sufletul, era cel care întregea, după aceea nu mai este chiar așa, da? Și mai este iubirea aceea care spuneai, iubirea egoistă, păi aia nu e iubire, însă mai este e genul acela de iubire în care eu te iubesc, dar numai dacă eu știu ce, vii acasă de vreme, nu deci iubirea condiționată într-un fel. Exact, aia nu este iubire. Nu este iubire cu adevărat. Nu este iubire, absolut, adică i-am mai făcut, nu știu ce, câte cursuri am făcut, nu mai țin minte unde a fost, dar mi-aduc aminte acum. Era discuția așa. Dacă tu vrei cu adevărat să faci un lucru, nu trebuie să urmeze niciodată un dar după. Pentru că darul acela de fapt anulează. Eu știu asta de la când le predau copiilor la școală. Darul este adversativ. Adică pur și simplu anulează orice ai spus înainte. Dacă ai spus înainte un lucru bun, da? Îi învăț pe copiii când la școală să duc acasă să spună părinților cum au luat ei o notă mai slabă sau ceva, mai întâi să spună partea negativă și apoi partea pozitivă după dar, pentru că dacă spui după dar ceva pozitiv, deja s-a uitat ce a fost înainte, știți? Uh-huh. Atunci dacă eu spun vai, dar eu pe tine te iubesc, dar deja nu se mai auzit că te iubesc, adică nu mai are nicio valoare chestia aia, dar ce urmează după dar este adevărat. Dar să-mi continui ideea, vorbeam de iubire. Uite un exemplu, în limba spaniolă, te quiero, înseamnă te iubesc, dar și te doresc. Și este folosit mai mult decât te amo, care înseamnă te iubesc. Te amo este folosit foarte rar. Da, ideea asta de apartenență, știi? Ideea de apartenență nu ne putem dezice de ea. Să avem lucrul respectiv, să,
să avem persoana respectivă, da, să ne aparțină numai nouă. Egoist. Deci, mult mai bună, spune și Eckhart Tolle, uh-huh, și Confucius, acum 2500 de ani, vorbește de bunăvoință. Oh. Deci bunăvoința sau înțelegerea sunt esențiale pentru a fi cu adevărat oameni, așa spunea Confucius. Uh-huh. Atunci, bunăvoința, poți să locuiești cuvântul iubirii adevărate. Vezi, acum te întreb, putem noi ca oameni 100% să arătăm bunăvoință față de un alt seamăn de al nostru, față de un animal sau orice de pe planeta asta? Putem? 100% nu putem. Nu putem 100% pentru că de multe ori ne este frică. Da, dar știi de ce? Tocmai aici vine ideea de separare. Noi atunci, da, pentru că noi ne simțim într-un fel, iar ceilalți într-un fel. Și ca să arăt bunăvoință față de unul dintre ceilalți, da? Atunci mă mai gândesc să văd pot sau nu pot, cum interpretează alții și tot așa, știți? Adică este o idee din asta cam ciudată. Că noi ne-am simțit legați, uniți, de aceea am zis, de aceea noua ceacră care ne susține, da, pe toți, da? De fapt, noi suntem unul. Adică Dumnezeu nu ne-a trimis aici ca niște indivizi care să facă fiecare ce vrea din egoism. Dar legat strict de relațiile cu oameni, putem arăta bunăvoință în relații. Păi putem, dar nu prea. Adică dacă exercițiul, practica. Dacă celălalt, da, nu reacționează, uh-huh, cu bunăvoință, atunci putem pleca. Dar noi căutăm să... Nu știu cum să zic asta cu bunăvoința forțată, nu prea merge. Adică dacă omul... Da, dar nu... Da, dar dacă are oricine are nevoie, este bine să arătăm bunăvoință. Am mai și spus, este bine oricând și într-un gând, în gândul nostru să-i dăm o binecuvântare omului respectiv. Am făcut un lucru bun, adică făcând lucrul ăsta, trimițându-i un gând bun, zâmbindu-i, eu știu chiar acum și pe sub mască putem să-i zâmbim, că tot se vede din privire când îi zâmbește unui om, știți? Dacă este atent. Da, dacă ești atent. Da, ideea de bunăvoință, eu zic că presupune ideea de unitate și mulți dintre noi s-au separat cumva, mai ales acum că se și, nu vreau să insist pe treaba asta, dar chiar se pune un pic accentul pe separare, știți? Una este separarea asta, să stăm un pic mai departe unii de ceilalți, să avem grijă de noi, să nu răspândim sau ceva, dar una este să ne izolăm, da? Și să nu mai interacționăm cu oamenii. Am văzut cazuri în care bunicii n-au mai vrut să interacționeze cu nepoții. Din cauza fricii. Da, din cauza fricii. Și din cauza că nu știu și nici nu cred că Dumnezeu are grijă de fiecare și când a venit momentul, orice îi face, tot pleci. Exact, da. Aici noi nu uităm faptul că nu a fost nimeni până acum pe pământ care să fie nemuritor. Noi toți ne ducem dincolo, da? Toți părăsim această lume. Că acum, că mai devreme, că mai târziu, fiecare are parcursul lui, are traseul lui, bineînțeles. Da. Și nu trebuie să ne fie frică. Da, și ce n-am înțeles oamenii a fost că Dumnezeu a dat atâtea zile unui om sau eu știu ce. Nu contează că mor de nu știu ce sau mor de altceva. Atâta ți-a fost parcursul. Astea sunt lecțiile pe care le-ai învățat. Da, dar spun că Dumnezeu ne pedepsește, nu ne pedepsește, dar acțiunile noastre ne pedepsesc. Exact, ceea ce noi ne pedepsim. Noi ne pedepsim prin acțiunile, prin alegerile noastre. Noi acum prin alegerile noastre, da. Păi, nu știu, era o discuție la cineva care măsura anumite niveluri din astea, nivelul sufletului, nivelul așa, și așa au spus că, de fapt, numai cei care au un nivel scăzut vibrațional se îmbolnăvesc primii, adică nu că numai, mă rog, dar în principal deci cam aceștia. Care da? Au frică. E bineînțeles, care au frică, care au stres, care trăiesc într-o viață dezorganizată, eu știu, mai au și alte afecțiuni. Acum, na, nu zicem că noi ceilalți nu suntem complet imuni, dar, într-adevăr, și virusul acționează unde este terenul mai slab, da, nu neapărat, pentru că, na, el, să știți că virusul fiind virus, atâta știu și eu că am studiat un pic, că eram curioasă să văd și eu ce-i cu virusul ăsta, el nu ne atacă pe noi, el este făcut să trăiască împreună cu noi. Da? Deci, da, dacă noi îl acceptăm... De fapt, alte boli care le avem... Sigur că da, de virus și sunt făcuți să trăiască cu noi, ca și bacteriile, sunt bacteriile bune, mă rog. Da, spuneai... Am uitat. Ce spune? Nu-i nimic. Să-mi continui eu ceea ce voiam să spun. Da. Deci, înălțarea se poate face, se poate realiza prin oprirea gândurilor, dar
cum glumește și Eckhart Tolle, uh-huh, atunci când ne oprim gândurile, s-ar putea să ne vină somn, să adormim. Și atunci noi am căzut mai jos de nivelul gândurilor, nu putem, da, să ne înălțăm în felul ăsta. Da, da. Și spune că este asemănător cu faptul de a bea două pahare de whisky. Uh-huh. Așa e. Deci adormirea asta nu, da, te, nu te ajută cu nimic. Trecem în starea cealaltă, de somn cu vise sau somn fără vise, da, nu e nicio problemă. Deci ca să, el recomandă un exercițiu, ca să te înalți, să-ți oprești gândurile, este bine să stai undeva în aer liber, să privești cerul. Pentru că pe cer ce poți fi, decât cer senin sau înorat. Exact. Și sau dacă stele, mai stele dacă e noaptea. Sau da, stele dacă e noapte, dacă da, noapte, da. Și atunci poți, nu te, atenția nu este furată cum este în viața obișnuită de zgomot, de alți oameni care vorbesc, de tot felul de acțiuni. Da. Important este solitudinea, că ești în pădure, că ești pe malul mării, că ești, da, undeva, sunt, nu contează, poți fi în cameră la tine, dacă ți-ai, în casă la tine, dacă, da, ți-ai făcut, este bine să avem toți un loc șor, știți? Adică eu chiar am tot văzut că maestrii ăștia spirituali așa spun că e bine să ne facem un loc șor al nostru, nu, da, neapărat altar cu icoane, da, fiecare ce simte, asta, fiecare, da, ce simte, da, dar să fie un loc acolo în care să ne putem aduce starea aceasta de interiorizare, în care să ne simțim bine noi cu noi, că punem o lumânare, că punem un buchețel de flori, că punem ce vrem noi. Nu contează, dar să fie reprezentativ. Alții pun cristale, alții pun, nu, fiecare, da, o iconiță, nu contează. Acum vreau să spun ceva care am văzut că sunt mulți care încearcă să calibreze nivelul de conștiință prin radiestezie, uh-huh, dar nu este același lucru. Deci prin radiestezie sunt alte nivele de conștiință, asta nu vreau, acele care sunt pe scala conștiinței. Exact, e altceva, da, e altceva, da, da. Și eu am fost acum în ultima vreme un pic interesată să citesc, dar n-am aprofundat încă, nu știu, poate că o să fină timpul și pentru așa ceva despre acest subiect, dar într-adevăr este altceva, nu este scala conștiinței, scala conștiinței al lui David Hawkins, da, e altă. Care, e, da, dar radiestezia se referă la, din câte am înțeles până acum, la a măsura un adevăr universal, da, adică un fel de comunicare cu îngerul, cu îngerul nostru personal, care să ne dea niște informații despre ceva. Dar nu, n-am practicat până acum măsurători decât pe scala conștiinței. Da. Ce spune tot Eckhart Tolle despre care este adevărata maestrie? Și citesc așa cum spune el. Uh-huh. În timp ce gândești, să poți simți spațiul din spatele gândirii și dintre gânduri. Aceasta înseamnă îndeplinirea destinului nostru. Dacă poți trăi viața așa, atunci orice faci în viață, în cealaltă dimensiune a scopului vieții, va fi minunată și fructuoasă. Deci în dimensiunea devenirii. Fiindcă va decurge din acea dimensiune de conectare cu ființa, iar ceea ce faci nu-i va mai face pe alții să sufere și nici pe tine. Ceea ce faci nu va mai atrage karma. Asta este un nivel mai aprofundat un pic, pentru că munca noastră este aceea de a separa gândurile și de a ne concentra pe ideea de prezență, de trezire, de cine sunt eu și de esență. De acolo și până la următoarea stare despre care spune acum Eckhart, că în timp ce facem alte lucruri, în timp ce gândim alte lucruri, să avem era să zic în backstage, în aici spate. Este adevărata maestria. Exact, da. Maestria stă în faptul că tot timpul avem în spate, așa, în un fel de, cum era conștiința aia mică de la Pinocchio, știi? Era unul care tot îi spunea că de ceva așa să fie și la noi. Tot timpul să fie această stare de trezire a conștiinței, de permanență să fie acolo. Asta este o stare super. Dar încheiem aici, e, pentru că timpul emisiunii s-a terminat. Și... Da, trece prea repede timpul. Asta e. Și încheiem. Îți mulțumesc în primul rând, da, ție și te mai aștept și la alte emisiuni. Mulțumim telespectatorilor pentru că ne-au urmărit și le urăm și lor să realizeze această stare care este foarte frumoasă super, și care super duce la fericire. Vă mulțumim. La revedere. Mulțumim.